Slavă lui Dumnezeu! Scumpii mei, viața spirituală, deși este asemănătoare cu viața biologică, este foarte diferită de aceasta. Trebuie să ne disciplinăm pentru ca să trăim în dimensiunea spirituală a vieții acesteia, pentru că altfel suntem atât de atrași, atât de furați de viața biologică, încât o neglijăm pe cea spirituală și încet, încet, aceasta se degradează până când nu mai există. E bine pentru că în această seară suntem aici, pentru ca Duhul nostru să fie treaz și Dumnezeu să poată lucra în interiorul inimii noastre ca să creștem și să rămânem credincioși Domnului până la revenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să citesc în seara asta din Deuteronom. M-am tot gândit cât de mult să citim, pentru că ar fi de folos să citim mai mult, altfel predica se va așeza pe texte pe care probabil le citim mai rar și nu va avea un înțeles prea bun. Așa că m-am hotărât să citesc mai mult din Biblie, chiar dacă vom citi un minut sau două mai mult decât de obicei. Vă rog respectos să vă ridicați și să deschideți la Deuteronom capitolul 1. O să începem citirea cu versetul 9. În vremea aceea v-am spus, eu nu vă pot purta singur. Domnul Dumnezeul vostru va înmulți și azi sunteți foarte mulți la număr, castelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvinteze, după cum a făgăduit. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți și îi voi pune în fruntea voastră. Voi mi-ați răspuns și ați zis, ceea ce spui tu să facem e un lucru bun. Am luat atunci pe căpetenile semințiilor voastre, bărbați înțelepți și cunoscuți, și am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10, ca dregători în semințiile voastre. Am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri. Să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor în judecățile voastre, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare. Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e cel care face dreptate și când veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud. Așa v-am poruncit în vremea aceea tot ce aveați de făcut. Am plecat din Horeb și am străbătut tot pustiul acela mare și grozav pe care l-ați văzut. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru și am ajuns la Cades Barnea. Și eu v-am zis, ați ajuns la muntele Amoriților pe care ne-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte, suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Părerea aceasta mi s-a părut bună și am luat 12 oameni dintre voi, câte un om de fiecare seminție. Ei au plecat, au trecut muntele și au ajuns până la Valea Ișcol și au iscodit țara. Au luat în mâini din roadele țării și ni le-au adus. Ne-au făcut o dare de seamă și au zis, bună țară ne dă Domnul Dumnezeul nostru, dar voi n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis, pentru că ne urește, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Unde să ne suim? Frații noștri ne-au muiat inima zicând, poporul acela e un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Cetățile sunt mari și întărite până la cer. Banca am văzut acolo și copiii de ai lui Anac. Eu v-am zis, nu vă înspăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt.
Apoi, în pustiu, ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut la sosirea, până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru, care mergea înaintea voastră pe drum, ca să vă caute un loc de poposire, noaptea într-un foc, ca să vă arate drumul pe care trebuia să mergeți, și ziua într-un nor. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre, s-a mâniat și a jurat, zicând, nici unul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri, afară de Caleb, fiul lui Iefune. El o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării aceleia. Și pruncii voștri despre care ați zis vor fi de jaf și fiii voștri care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Da, lor le-o voi da și ei o vor stăpâni. Dar voi întoarceți-vă înapoi și plecați în pustie, înspre Marea Roșie. Voi ați răspuns și mi-a zis, am păcătuit împotriva Domnului. Ne vom sui și ne vom bate, cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeu nostru. Și v-ați încins fiecare armele și v-ați încumetat să vă suiți pe munte. Domnul mi-a zis, spune-le, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat. Și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suit semeți pe munte. Atunci amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele. V-au bătut din Seir până la Horma. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Și așa ați rămas la Cades, unde ați stat multă vreme. Ne-am întors și am plecat în pustiu pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis, va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului, acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine, să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă deloc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau, să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea, căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucru mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Amin. Frați și surori, reocupați-vă locurile. Am ajuns înaintea Domnului din nou, suntem la jumătatea săptămânii, este încă vară în calendar, în realitate e mai mult toamnă, dar este o zi din viața noastră. Dumnezeu ne-a dat-o să facem ce dorim cu ea și unii au ales să facă binele, alții au ales să facă altceva. Suntem înaintea lui Dumnezeu și nu ne bucurăm de faptul că sunt mai puțin joia la biserică. E adevărat că unii lucrează, alții sunt în călătorie. Este încă august, un timp de vacanțe, un timp de călătorii, însă suntem înaintea Domnului și vrem în mintea noastră să avem și gândul acesta al responsabilității vremurilor din urmă. Dacă din fiecare familie ar veni cel puțin câte unul, nu amândoi, atunci am fi mai împăcați în cugetul nostru pentru cum arată poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu joia nu-și trimite secretara la biserică, vine El personal, ca duminica. Chiar ca duminica seara, e același Dumnezeu. E o chestiune de responsabilitate prezența sau absența noastră la biserică și obiceiul ăsta este un obicei urât, murdar și imatur. Nu vorbesc de oamenii bătrâni, nici de cei care lucrează până târziu, nici de cei care sunt obligați de anumite împrejurări ale vieții, dar vorbesc de cei responsabili și de familii întregi care stau cu toți acasă. Adevărul este că oricum este o chestiune personală între fiecare și Dumnezeu, dar în calitate de
păstori. Noi atragem atenția pentru ca să nu ne atragă nouă Dumnezeu atenția. Frați și surori, avem beneficiu duhovnicesc pentru că suntem aici. Ne-am rugat, am cântat, am participat cu banii noștri la colectă, la strângerea financiară și sigur că ascultăm cuvântul și îndemnul care ne prinde bine. Este adevărat că cele mai multe lucruri care se spun noi le cunoaștem, dar aduceți-vă aminte ce spunea Pavel, că ne este de folos să ascultăm întotdeauna aceleași cuvinte, pentru că învățătura nu e mama inteligenței, ci e mama repetiției. Anul acesta am hotărât să ne uităm la călătoriile Bibliei și să învățăm din ele, pentru că și noi suntem într-o călătorie, viața e o călătorie și pocăința este o altă călătorie. Și am ajuns la călătoria cu numărul 7, călătoria din Egipt în Canaan, adică ieșirea prizonierilor evrei să meargă în țara promisă. Pentru că această călătorie este lungă, am împărțit-o 7 cu 1, 7 cu 2, 7 cu 3 și astăzi suntem la 7 cu 7. Și am ajuns la un punct în care vorbim despre cum s-au învârtit în pustie, adică rătăcirea prin pustie, cei 40 de ani în care Dumnezeu i-a ținut în pustie ca să le dea o lecție. Am încheiat data trecută afirmând faptul că pregătirea, formarea și organizarea națiunii evreiești a avut loc la muntele Sinai și a durat aproximativ un an de zile. Dumnezeu le-a dat decalogul și toate celelalte legi. Dumnezeu, dacă vă mai aduceți aminte, a instaurat sărbătorile, preoția, legământul și toate celelalte lucruri. După ce Dumnezeu a făcut lucrurile acestea și a urmat sărbătoarea, a mai trecut aproape o lună de zile și ei au plecat spre Cades, Cades Barnea. Am citit din Deuteronom, deși Deuteronomul este o repetare a evenimentelor, trebuia să citesc din Numeri, pentru că în Numeri se povestește ce s-a întâmplat, dar povestirea este prea pe larg și ar fi trebuit să citesc capitole întregi. Aici, fiind doar o aducere aminte, este mai scurtă prezentarea și am ales să citesc de aici. În sfârșit, ceea ce vreau să subliniez este faptul că în momentul în care au plecat din jurul muntelui Sinai, au călătorit aproape 2 săptămâni, mai exact 11 zile, și au ajuns în zona Cades, Cades Barnea. Și aici a apărut în popor o criză. Criza aceasta a fost, de fapt, 3 crize mai mici care s-au întâlnit. Cineva spunea că un accident se întâmplă când ambele mașini, ambii șoferi implicați în accident, sunt neatenți. Pentru că dacă unul e neatent, dar celălalt e atent, poate evita într-o oarecare măsură, poate claxona, poate frâna. Dar când se întâmplă 2 greșeli în același timp, spre exemplu, dacă cineva textuiește și mașina din față nu frânează brusc, riscul ca cel ce textuiește să facă accident e mic. Dar dacă chiar atunci când textuiește el, făcând o greșeală, și mașina din față frânează, riscul de a face accident este foarte mare. Iată, dar când se întâlnesc 2 lucruri ciudate, de obicei se săvârșește un accident. Aici s-au întâlnit 3. Care sunt? În capitolul 11 din Numeri, cartea care prezintă fazele acestea, Biblia prezintă că poporul a cârtit, s-a supărat pe Dumnezeu că nu are apă și nu are carne. Dumneavoastră vă imaginați că Dumnezeu i-a scos pe oamenii ăștia din prizonierat. Când ei erau prizonieri în Egipt, n-aveau ce să mănânce, erau sclavi, erau bătuți, erau munciți ca animalele. Și îi scoate Dumnezeu din milă și acum își ridică glasul împotriva Domnului fără bun simț și le trebuie carne. Câtă carne le-au dat logofeții din Egipt? Vedeți cât de ciudați sunt oamenii, din ce material rău sunt ei confecționați? Ca niște copii, le trebuie carne. Erau așa de aproape să intre în țară și aștepta lapte și miere, dar s-au comportat ca niște copii, ca niște oameni neîncercați. Le-a trebuit carne și au cârtit împotriva lui Dumnezeu, nemulțumiți de tratamentul pe care li l-a plecat Dumnezeu. Cât efort a făcut Dumnezeu, a mobilizat îngeri și oameni și a sacrificat cei mai buni oameni de pe pământ ca să-i servească pe cei mai răi oameni, pe niște prizonieri. Și aceștia, cu nerușinare, își ridică glasul reproșator împotriva Creatorului, că n-au carne.
De parcă numai cu carne ar trăi omul. Domnul spune în Noul Testament că nici măcar numai cu pâine și cu apă nu trăiește omul, dar numai cu carne. În sfârșit, în capitolul 12, se vorbește despre invidia liderilor. Maria îl atrage pe Aaron, fratele ei, de partea ei, și se răzvrătesc împotriva fratelui lor, Moise, liderul națiunii. Și Dumnezeu o pedepsește și Maria chiar acolo moare, în Cades Barnea, că și în Cades ei au stat mai mult. Și a treia criză vine din faptul că poporul a avut inițiativa pe care au prezentat-o lui Moise să trimită niște iscoade să sondeze terenul, oamenii, cetățile în care vor ajunge în zilele următoare. Și Moise spune așa: mi s-a părut un lucru bun, iată, dar nu Dumnezeu i-a spus lui Moise să trimită iscoade, n-a fost nici măcar inițiativa lui, ci cineva din popor a venit cu inițiativa și Moise a spus: mi se pare un lucru bun, fraților. De multe ori se întâmplă asta între noi. Nu scrie în Biblie, nu vine din partea conducerii bisericii, dar cineva are o inițiativă. Și noi spunem, și toată adunarea spune, ni se pare un lucru bun. Observați că și în Scriptură, nu toate lucrurile bune au fost porunci a lui Dumnezeu, ci Dumnezeu lucrează când într-un fel, când în altul, când printr-un om, când prin altul. În sfârșit, 10 iscoade, întorcându-se, au raportat dificultatea intrării în țară din cauza cruzimii locuitorilor. Ascultați dumneavoastră ce argumente copilărești spun. Zice: zidurile și orașele spun la cer. Observați, când cineva vrea să te influențeze, spune niște minciuni gogonate de te umflă râsul. Zice: zidurile spun la cer. Hai mă, fii serios, chiar până la cer sunt? Dragii mei, când cineva crede un lucru și vrea să te influențeze, aduce argumente exagerate, devine foarte subiectiv. Atât de subiectiv încât dacă ți-ai lua un pic de timp să-i spui: lasă-mă să mai mă gândesc, ai zâmbi de argumentele lui și i-ai mulțumit lui Dumnezeu că nu i-ai spus da și i-ai spus: mai lasă-mă să mă gândesc. Observați ce argument: am văzut ziduri până la cer. Dar toate acestea exprimau opinia lor pe care încercau să o argumenteze cu genul acesta de argumente. Și oamenii aceștia se întorc și aduc peste toată națiunea un mesaj negativ. Ceilalți doi, Iosua și Caleb, spun: e adevărat, cetățile sunt bine organizate, semn ca o armată puternică, sunt niște oameni civilizați, că n-au fost sclavi ca noi. E adevărat că unii dintre ei sunt mai înalți și fiii lui Anac sunt oameni cu nume, uriași. Și asta e adevărat. Dar oameni buni cu noi e Domnul. Însă pe cei doi nu i-a mai ascultat nimeni, pentru că cei 10 au băgat frica în popor, au muiat inima poporului și tot poporul s-a apucat de plâns și de jelit și au început să-i reproșeze lui Dumnezeu: a, de-abia acum înțelegem noi de ce ne-ai adus până aici, ne-ai atras în cursă. Ne-ai adus până aici ca să ne dai mâna uriașilor să ne omoare. Ce ai zice dacă copilul dumitale, când îl trimis să se culce, ți-ar spune: a, de-abia acum înțeleg eu de ce m-ai făcut. M-ai făcut ca să mă atragi în cursă, să-ți bagi joc de mine, să mă pui la culcare ca să faci ce vrei, să nu mai mă îngrijești, că te enervezi și vrei să scapi de mine. Ce-ar zice dacă copilul dumneavoastră v-ar spune asta? E, asta a zis Dumnezeu când poporul ăsta, 2-3 milioane de suflete, pe care i-a binecuvântat Dumnezeu scoțându-i din prizonierat, inventează niște reproșuri de genul acesta față de Domnul care le vrea binele. Poate ajunge un popor la nebunia unui astfel de raționament? Da. Când? Când nu-l respectă pe Domnul și nu are încredere în el. Când cunoști caracterul lui Dumnezeu, nu-ți permiți să pui semnul întrebării pe ce spune el. Dacă el a spus că e albă, e albă chiar dacă tu o vezi neagră. Și dacă el a spus că e neagră, e neagră chiar dacă ție ți se pare că e albă. Când ai încredere în caracterul lui Dumnezeu, nu-l verifici, nu-l spionezi, nu te gândești dacă are sau nu are dreptate, ci pur și simplu mergi pe mâna lui Dumnezeu, pentru că ai prea multă încredere în el ca să pui ceea ce a spus el sub semnul întrebării sau sub semnul suspiciunii. Și cei doi n-au mai putut influența poporul. Și oamenii aceștia încep să cârtească, poporul e influențat de mesajul negativ al celor 10 iscoade
Și urmează criza. Dumnezeu pedepsește poporul și spune următorul lucru: pentru că nu ați avut încredere în mine, în ciuda investiției mele în voi, 40 de ani vă întoarceți înapoi și rămâneți în pustia asta până când generația aceasta va muri. Și de-abia peste 40 de ani, în Deuteronom, versetul 14, capitolul 2, spune că au fost 38. De-abia peste 40 de ani veți intra în țară și va intra generația copiilor voștri. Ei încearcă acum să se ducă să se lupte și sunt învinși. Se întorc, rătăcesc prin pustie 40 de ani și oamenii aceștia mor în nisip. Ce tragedie! Îi scoate Dumnezeu din robia egipteană, dar nu poate Dumnezeu să-i scoată din propria lui robie, din robia necredinței, din robia suspiciunii, a bănuielilor rele și din robia influenței formatorilor de opinie greșită. Frați și surori, vreau să remarc acum următorul lucru. Observați ce se întâmplă când cineva vine și aduce un mesaj exagerat în mijlocul adunării. Au avut dreptate că erau oameni înalți în țară, au avut dreptate. Au avut dreptate că orașele erau bine organizate, semn că erau un neam de oameni civilizat, au avut dreptate. Au avut dreptate când au spus că ăștia ne vor mânca și că nu se va mai alege nimic de noi, nici Domnul nu ne poate scăpa. Nu, n-au avut dreptate. Și aceștia 10 au adus peste popor frică, au muiat inima poporului. Și observați că Dumnezeu îi pedepsește pe ei și casele lor și tot poporul este influențat și este la rândul lui pedepsit. Frați și surori, feriți-vă să muiați inima poporului. Asta nu înseamnă că nu atragem atenția atunci când avem argumente și spunem: ascultați și punctul meu de vedere, cred că ar fi bine să ne gândim și la aceasta. Asta nu înseamnă că muiem inima poporului, dar atunci când în mod intenționat, pentru că nu se potrivește cu mentalitatea noastră și pentru că nu suntem noi purtătorii și inițiatorii acestui proiect, asta nu înseamnă că ar trebui să ne putem permite să muiem inima poporului când vrea să facă un lucru după voia lui Dumnezeu, aprobat de Dumnezeu, un lucru în care Dumnezeu este prezent. Observați ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia. Poate că aveți în minte și astăzi se întâmplă la fel, da, și astăzi se întâmplă la fel. Nu va fi binecuvântat omul care moaie inima poporului. Asta nu înseamnă că trebuie să încurajăm poporul într-un lucru care nu e după voia lui Dumnezeu. Nici vorbă. Scumpii mei, după această experiență, Dumnezeu dă legi noi și citiți în Numeri capitolul 15 și observați că apare, la fel ca obiceiul americanilor, când în America se întâmplă un accident datorită unei greșeli care se repetă, dintr-o dată oamenii aceștia inventează o lege ca tipul acela de accident să nu se mai repete. Dumnezeu face la fel. În urma acestui incident, introduce o lege pe care n-a dat-o înainte la Sinai și o dă în Cades după 11 zile și spune următorul lucru în capitolul 15 din Numeri: de astăzi înainte voi face diferență între păcatul intenționat și neintenționat. Voi face diferență. Până acum n-am subliniat această deosebire. Am spus-o la modul general. Dar de astăzi înainte vreau să vă spun că în urma acestui incident la care ați luat parte cu toții, fiind experiența voastră, voi face diferență și voi pedepsi aspru pe cel care face un păcat premeditat și voi fi îngăduitor cu cel care face un păcat fără să-și dea seama că l-a făcut, neintenționat. A căzut deodată într-o greșeală. Mai mult de atât, marea răzvrătire inițiată și condusă de Core, Datam și Abiram a pus în evidență că în popor erau două grupuri de răzvrătiți. Aceștia s-au unit și au inițiat o răzvrătire, priviți Numeri 16, primele 50 de versete. Și observați următorul lucru: Core și mai mulți leviți au contestat activitatea eclesiastică a lui Aron. Au lovit în preoție, s-au ridicat împotriva preoției lui Aron și a fiilor lui. Iar ceilalți doi, Datan și Abiram, au contestat autoritatea politică a lui Moise.
Un grup a avut de-a face cu preoția, Aron și fiii lui, și celălalt grup a avut de-a face cu Moise și capacitatea lui de conducător al grupului. Dumnezeu a luat apărarea liderilor pe care el i-a chemat și i-a pedepsit cu moartea pe toți trei împreună cu familiile lor și din popor au murit 14.000 de evrei. 14.000. De ce trebuia să moară 14.000 de oameni? Neascultarea se plătește. Ceea ce vreau să subliniez este de asemenea că Maria a murit în contextul acela. A murit acolo, în Cades. Ea nu a mai plecat niciodată de acolo. Înainte să plece de la Sinai, Dumnezeu i-a spus lui Moise să numere poporul și a numărat 603.500 de bărbați peste 20 de ani, cei în stare să poarte armele. După 40 de ani, a doua generație după ei, Dumnezeu îi spune din nou lui Moise să facă reîncesământul. Și știți câți numără? 601.700 de evrei. Aproximativ același număr de bărbați de la 20 de ani în sus în stare să poarte armele. Numai că erau copiii celor care fusese renumărați cu 40 de ani înainte. Intenționat Dumnezeu de două ori îi poruncește lui Moise să facă numărătoarea. La începutul perioadei de 40 de ani și sunt aproximativ 600.000. Și peste 40 de ani la sfârșitul acestei perioade și sunt de asemenea 600.000. Dar dumneavoastră știți că era poligamie, știți că erau mulți copii și foarte probabil că dacă erau 600.000, numai de la 20 de ani în sus, bărbați în stare să poarte armele și bătrânii nu erau numărați, bătrâni, femei, copii, foarte probabil că erau, se apreciază cel puțin 1,5 milioane, dacă nu 2 sau chiar 3. Ei bine, imaginați-vă că toți oamenii aceștia trebuia să meargă prin pustie, împreună cu copiilor, cu femeile lor, cu morților, cu femeile care nășteau. De aceea Moise primește de la Dumnezeu legi, legi de higienă, legi ceremoniale, legi pentru leproși, ei trebuiau izolați, alte boli contagioase și imaginați-vă că erau oameni care mureau. Exista un departament de mormântare. Citiți în Scriptură, în Numeri, în capitolul 5, Biblia ne spune că exista un departament de mormântare și un lider al acestui departament. Păi nu mai imaginați-vă 2 milioane de oameni să meargă prin pustie și mureau tot timpul oameni, unii de boli, alții de bătrânețe, din diferite motive. Nu se putea opri tot convoiul acela de oameni ca să facă o mormântare. Exista un departament, se opreau, aveau reguli clare, făceau mormântarea și ajungeau marele grup al poporului din urmă. Era un popor foarte bine organizat. Nu mai imaginați-vă că trebuia să aibă apă, să aibă mâncare. Felul în care erau așezați era foarte important. Când se opreau, ei aveau regulile atât de clare. Când am făcut predica aceasta, mi-am dat seama că biserica noastră este dezorganizată pe lângă grupul ăsta de prizonieri. Pur și simplu ăsta a fost sentimentul meu. Atunci când se opreau, în mijlocul taberei erau cortul întâlnirii. În partea dreaptă, înspre vest, erau Moise, Aron și fiii lor. Și mai în partea dreaptă, la margini, erau semințiile Isahar, Iuda și Zabulon. Înspre nord erau Asher, Dan și Neftali. Spre sud erau Simeon, Ruben și Gad. Iar spre est, spre vest, în stânga, erau celelalte trei seminții, Manase, Efraim și Beniamin. Nu putea fiecare să stea unde vrea. Erau reguli foarte clare. Impresionant. Fiecare seminție stătea din punct de vedere geografic în raport cu cortul întâlnirii unde era regula. Păi întreb eu, dacă noi am face cu toți membrii bisericii o călătorie prin pustie, ar accepta toți membrii bisericii să stea acolo unde sunt puși? Sau alții vor spune, păi bine că am scăpat de comunismul din România, că ai venit să-mi spui tu unde să-mi așez casa. Credeți că ar fi careva dintre noi să spună așa sau nu credeți? Ne buvnește râsul. Niște prizonieri au fost în stare să respecte regulile. Pentru că a fost ascultarea lor față de Dumnezeu, nu ascultarea lor față de Moise. Era o lege, când lucrezi în echipă nu poți face ce vrei.
Probabil că venea cineva să-mi spună, știi ce, păi eu am niște prieteni în partea aia, în partea aia e umbră, din partea aia răsare soarele, m-ai pus pe mine aici de unde vine dușmanul, în partea asta este Amalek, ăștia dacă vine lovesc primul în mine și în casa mea, lasă-mă să mă duc în partea aia. Păi cum s-ar fi înțeles Moise cu 2 milioane de oameni? Dacă ne-am luat timp să citim cartea Numeri, am fi impresionați de ordine care domnea în popor. O ordine pur și simplu remarcabilă, cum numai un popor civilizat din vremea noastră putea să aibă. Frații mei, de asemenea, erau legi pentru infracțiuni, pentru furt, pentru nedreptate, pentru infidelitate conjugală și toate erau pedepsite foarte aspru. Erau căpetenii, lideri puși peste grupuri de oameni, de la 1000 în jos și fiecare avea responsabilități concrete. Între 2 milioane de oameni te puteai rătăci ușor, dar fiecare era pus pe seminții, erau pus pe grupuri și nimeni nu se rătăcea. Toată lumea era bine organizată, se știa cine, ce seminție merge în față, ce seminție stă în marginea din dreapta, în marginea din stânga, la mijloc, înapoi. Toate erau foarte clare. Mai mult de atât, sunt numărați leviții și alături de preoți, ei sunt dedicați lui Dumnezeu și Biblia ne spune că ei trebuie să trăiască din zeciuială. Un popor de sclavi să dea zeciuială? Da. Dar cum 10% din 10 dolari să dai 1? Da. Din 100 să dai 10? Da. Din 1000 să dai 100? Da. Cum un popor de sclavi este în stare de disciplina asta? Păi Biblia spune că da. Dar popoarele contemporane nu mai sunt în stare de disciplina aceasta? Nu știu, noi știm. Fraților, este ciudat că uneori Dumnezeu ne învață prin orbi, uneori Dumnezeu ne învață prin sclavi, uneori Dumnezeu ne învață prin oameni care n-au școală, oameni bătrâni, oameni tineri, oameni fără experiență. Numai poporul Domnului să ia aminte. De când ne-am pocăit noi, aceste predici ne șuieră ca niște gloanțe pe la ureche și dacă vrem, ne ferim de ele, dându-ne în spatele surzeniei psihice, indiferenței, propriilor argumente sau multe alte justificări. Sau, iar, dacă vrem, stăm înaintea lui și spunem așa, să mă ierți că până astăzi lucrul acesta ori nu l-am știut, ori l-am știut, dar l-am neglijat. Să mă ierți. Să primești pocăința mea și acum când sunt cu un an, 10, 20 mai bătrân, te rog să mă ierți și să-mi dai harul, să nu mă fac vinovat înaintea ta de încălcarea unei porunci. Că atunci când îmi voi pune mâinile pe piept, unde să merg, Doamne, decât în veșnicia ta? Cu cine să-mi petrec eternitatea decât cu tine? Frați și surori, ceea ce am vrut să subliniez în partea aceasta a predicii pe care am prezentat-o este următorul lucru. Noi suntem un popor cu opinii diferite, însă nu putem să mergem în 10 părți. De aceea, regulile pe care le punem în adunare, reguli care sunt în Biblie, dar și reguli care sunt doar rânduieli temporare, spre exemplu, cum să fie nunta. Biblia spune să fie nuntă, dar nu spune cum să fie. Biblia spune să fie botez, dar nu spune cum să fie botezul în apă. Îl dai pe față, îl dai pe spate sau îl scufunzi așa. Biblia spune să fie binecuvântare, dar nu spune cum să fie binecuvântarea de copii. Și Biblia spune ce să fie, dar nu cum să fie. Acestea sunt rânduieli temporare, la noi într-un fel, la alții într-un fel, dar dacă suntem membri în biserica aceasta, le vom respecta pe alea din biserica aceasta, nu pe alea din biserica cealaltă. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și să înțelegem următorul lucru. Fiecare membru component al acestei biserici poate să creeze probleme grupului bisericii care înaintează sau să dinamizeze înaintarea bisericii prin ascultare și prin implicare personală. Nu mai imaginați-vă atunci că dacă o seminție spunea eu vreau să mă odihnesc, mi-ajunge că am mers de azi de dimineață până acum. Moise ar fi avut dificultăți, că nu mai putea să mai meargă cu tot poporul, că ăștia rămâneau în urmă. Dar toți s-au supus acelor ajleguri și indiferent dacă era soare sau ploaie, mergeau înainte că aceasta era călătoria. În această seară aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să ne facă o binecuvântare și să continue să ne binecuvinteze. Să ne facă o soluție și să nu devenim niciodată o problemă. Și noi și casele noastre să dăm avânt lucrării lui Dumnezeu, iar împărăția să aibă de câștigat de pe urma noastră și a implicării noastre. Amin. Poporul Domnului, ne ridicăm și încheiem cu rugăciune serviciul divin.